Bun venit la emisiunea Roata Norocului a lui Sam! Să le urăm un venit participantelor noastre! În partea dreaptă avem pe fata drăguță, isteață și cu gusturi extraordinare, Steven! În partea stângă se află fata curajoasă, hotărâtă și cu un simț al umorului grozav, Zambeta! Astăzi vom afla care dintre aceste două fete se pricepe mai bine la magie! Să-i dăm drumul! Și începem! Învârte-nvârte o roata! Iar prima întrebare este... Care este cea mai magică creatură? Concurentele s-au gândit și... Susan, răspunsul tău? Asta e cea mai ușoară întrebare! Desigur, este unicornul! Iar asta este corect? Hei! Ce? Ce s-a întâmplat? Ei bine, toată lumea știe că cele mai magice creaturi sunt sirenele! Unde ai auzit asta? Eu? Nu-i corect! Ele sunt? Cum? E multă pasiune la mijloc! Sirenele! Singură cale să aflăm cine are dreptate! Prin competiția meșterilor! Oare cât trebuie să aștept? Mă întreb dacă primesc puncte în plus pentru că am ajuns la timp. Calmează-te, nu te panica! Sunt deja aici! Wow, se pare că cineva s-a decis să devină un cal cu corni și aripi. Cred că magia celei mai magice creaturi mă va ajuta astăzi. Și vom verifica asta în prima noastră sarcină, transformarea obiectului descris. Echipa unicornilor, reprezentată de Sue, a ales un simplu pix cu care să lucreze. În câteva minute nu o să mai fie atât de simplu. Vom lipi câteva pompoane pentru a acoperi legătura. Iar Samantha, care este fana sirenelor, a decis să transforme în marcă. Wow! Uite cât este de frumos! Hop, hop! Poți să te distrezi cât de mult vrei. Să luăm niște lut care se întărește singur și să-i dăm formă unui corn de unicorn. Iar acum, cu o scobitoare, vom face un relief. Doar câteva adâncituri în diagonală. Ok, e timpul să mă apuc de treabă. Grozav! O să lipesc o bucată mai mare de material chiar pe marker. Uite așa! Iar bucata mai mică va merge pe capac. Ideea principală este să nu greșim măsurătorile. Între timp, echipa unicornilor a luat popseaua acrilică. Nu există unicorn magic fără un corn auriu, nu-i așa? Mai rămâne doar să-i punem niște urechi drăguțe și să-i dăm niște luci în plus întregului pix cu... Ha? Unde este? Sam, ce tot faci? Ce? Ai decis să mă sabotezi? Dă-mi-l înapoi! Oh, te rog! Oricum, aproape am terminat aici. Mai trebuie doar să desenez o aripioară frumoasă și să o fixez pe marker. Aha! Vom decupa... două părți identice din hârtie gumată strălucitoare. Iar acum le vom lipi împreună astfel. Și vom fixa totul pe capacul markerului. Am terminat! Ce idee grozavă cu hârtia gumată! O să fac din ea o coamă cool pentru unicornul meu! Minunat! Stai să văd! Dii! Atunci o să mă uit și eu la ce ai făcut tu! Wow! Uite ce strălucitor e! Ambele concurente s-au descurcat excelent la primul test! Să vedem ce altceva le așteaptă! Rămâneți cu noi! Și nu uitați să vă abonați la canal! Următorul! Sfântă mozzarella, ce se întâmplă? Stai să te ajut! Ține asta, Sam! Da, ce dezastru! E imposibil să ne descurcăm fără un organizator special aici! Să întindem plastilina aerată! A ieșit grozav! Și să o punem în jurul unui dispenser obișnuit de bandă adezivă! Vom netezi toate denivelările! Siu iubește caii cu un corn, dar eu prefer mai degrabă căluții de mare! Și asta e! Ești pregătit! Merci! Iar rivala ta ce face acolo? Nu e clar! Coada unui căluț de mare, desigur! Să o rulăm astfel! Interesant! Iar acum o putem pune la locul ei! Apăsăm bine! Deja arată bine, însă lipsește ceva! Paietele colorate vor imita solzii și vor da o strălucire magică căluțului! Wow, ce frumusețe! Ia-ți mâinile! Hei, ușor! Când plastilina aerată se întărește, vom da căluțului nostru o strălucire sidefată. Iar apoi vom fixa totul cu lac de unghii. Asta e o minune, doamnelor și domnilor! Dar cum funcționează? Simplu! Rupem cantitatea necesară de bandă adezivă și iată! Uimitor! 10 puncte pentru cercetaș, adică sirene! E într-adevăr foarte frumos, însă conține doar o bandă adezivă! Așa mai merge!
De data asta, hai să facem unicornul roz deschis. E cea mai potrivită culoare. Ha! Te dai pe lângă judecător, Susan. Inteligent. Oh, te rog. Pentru a sublinia unele detalii, hai să aplicăm lac de unghii pe ele. Iar apoi să adăugăm praf magic auriu. Perfect! E timpul să asamblăm construcția. Iar acum trucul principal. Uș! E atât de frumos! Aha! Stai! Ce sunet face căluțul de mare? Iha! Și din nou avem două proiecte grozave! E timpul să întețim competiția! Concurentele și-au primit deja noile sarcini, să facă semne de carte! Dar de data asta Siu va lucra la un proiect cu sirene! Nu, ăsta nu arată foarte bine! Nici ăsta! Da, hai să ne oprim la asta! Acum trebuie să decupăm cu grijă coada sirenei conform șablonului! Și să o punem la cuptor! Sam, ai putea, te rog? Da, da, dă-mi-o mie! O să mă descurc singură! Între timp, eu mă ocup de solzi! Îi vom decupa și pe ei din lut folosind un pai din plastic! E simplu! Hai să-i dăm aripioarei o înfățișare mai naturală, iar apoi să coacem și să vopsim totul din nou! Uite ce-am găsit! Oh, cool! Îți mulțumesc! Uite cât de ușor fostele rivale se ajută una pe cealaltă! Să mai punem niște sclipici! Oh, îmi place așa mult! Vom lipi coada de un desen drăguț și vom obține cel mai convenabil semn de carte! Nu trage concluzii, pripite surioară! Nu ai văzut încă ce-am făcut eu! Desigur, unicornii nu sunt specialitatea mea, dar știu că acolo unde sunt ei se află și un curcubeu! Al meu o să fie unul neobișnuit! Privește cum strălucește! Hârtie, gumată și atât? Eu am fost mult mai creativă cu semnul tău de carte! Ești la fel de nerăbdătoare ca Sam! Ce vrei să zici? Oh, scuze, domnule! Uș! Acum hai să punem ciucurele așa pentru a face o coadă drăguță! Și să punem o pereche de picioare dolofane! Nu uita de relief! Da, da, mersi! Oh, ce mult îmi plac proiectele care unesc! Acum vom pune niște auriu pe copite cu vopsea acrilică și vom da unicornului o strălucire misterioasă cu lacul de unghii. Deci, sunteți pregătiți pentru detaliul final? Atunci hai să-i dăm drumul! Hop! Și totul este gata! Poftim, surioară! Doamnelor, doamnelor, ce-mi faceți voi mie? Cum o să aleg eu, câștigătoare? Oh, slavă tibidabo! Bine că nu rămân niciodată fără idei de proiecte! Deci, de ce ai nevoie de o bilă de folie, Sam? Ei bine, ai auzit noua sarcină! Să facem un suport drăguț pentru creioane! Pe al meu îl voi face în formă de scoică! Asta o să fie baza! Iar acum trebuie să amestecăm bine lutul ăsta roz! Ei bine, și eu voi lucra cu lut, dar voi purta mănuși! Pentru început, hai să facem forma unui curcubeu! Rulăm asta! Super! Grozav! Și facem o boltă! Iar acum trebuie să facem câteva găuri pentru creioane și pixuri! Curcubeul din luta lui Siu o să fie curând gata de vopsit! Între timp, Samantha face un vierme foarte lung sau așa. Nu e un vierme! Vezi singur! Acum voi înfășura cu grijă forma din folie! Ușor, în spirală și pe întreaga lungime! Iată ce ar trebui să obținem! Dar scoicile adevărate nu sunt deloc netede! Hai să facem asta, iar apoi să o băgăm în cuptor! Cât timp Samantha meșterește la relieful scoicii sale, eu o să fac să strălucească! Curcubeul pentru rechizite! Ce nume cool, nu-i așa? Ha? Cred că proiectului tău îi lipsește ceva, Siu! Serios? Mă întreb ce? Ei bine, acum am timp să o întrec! Puțină magie de sirenă! Grozav! Și niște lipici sidefat deasupra! Folosesc o pensulă uscată pentru asta! Vorbele Samanthei au bântuit-o pe Siu, dar ea deja știe ce lipsește proiectului ei! Nori plutitori! Vor arăta perfect aici! Să le prelucrăm puțin forma! Așa! Ei bine, din punctul meu de vedere a ieșit grozav! Și totul e la îndemână! Dar suportul tău nu se compară cu al meu! În ăsta încap mai multe lucruri! Samantha 1, Siu 0!
ce am zis eu. Dar al meu poate sta pe masă spre deosebire de al tău. Doamnelor, vă rog! Eu sunt judecătorul aici și m-am hotărât deja. Avem nevoie de o rundă finală. Bine, e timpul pentru cea mai periculoasă competiție a zilei. Sue, Samantha și Foarfecele. Echipa Unicorn a ales lucrul ca material principal. Foarfecele Unicorn, sunt un vis! Uite ce drăgălășenie! De data asta, Susan a făcut o creatură înaripată. Nu e rău. Trebuie să lăsăm lutul să se întărească bine, iar apoi putem să ne activăm imaginația. Evidențiem ochii și nările cu un marcar negru, iar amicul nostru Kipeș este gata. Echipa Unicorn a fost foarte rapidă. Oare cum se descurcă sirenele? Se pare că de data asta Samantha a ales o abordare mai neobișnuită. Vaselina va împiedica foarfecele să se lipească de folie, pentru că voi lucra cu un pistol de lipit. Nu-l folosiți fără supravegherea unui adult, prieteni. Și uite așa, mânerul foarfecelor ia forma unei aripioare. Da! Multe la viața mea, dar clar e prima dată când văd asta. Nu uitați să tăiați lipiciul chiar aici, pentru ca foarfecele să se poată deschide. Să lucrăm la forma ripioarei. O topim cu o unealtă încălzită. Iar acum vom acoperi lipiciul cu... cu lipici alb. Ce? Ești sigură că nu ai făcut o greșeală? Ei bine, cum să o decorez altfel? Mă întreb pe mine. E proiectul tău. Să vedem ce iese. Acum e timpul să strălucim. Clar e imposibil să depășești așa ceva. Raiul pe pământ. Și detaliul final, lacul acrilic. Sinte plăcinte! Urmăritori, care foarfece vă plac mai mult? Dați-ne un like pentru sirene și abonați-vă pentru unicorn. Iar acum judecătorii se retrag pentru a număra punctele. Iar voi vă puteți aminti ce am făcut astăzi. Abia aștept să aflu rezultatele competiției. Ce? Abia aștept să pierzi, Susie? Ok, doamnelor, am luat o decizie. Astăzi câștigătorul este șmecherul Slime Lord. Ce? Ce contează cine câștigă dacă eu sunt cel care primește noile rechizite? Oh, da? Ei bine, tu ai vrut-o. Ce se întâmplă? O coadă? Un cor? Haide! Prieteni, sperăm că v-ați distrat la fel de bine ca noi. Nu uitați să vă abonați la canal pentru a nu rata noile noastre clipuri! Pa, pa! Hei, unde v-ați dus? Ați uitat de mine! Pa, pa, oameni buni! Sam! Eu sunt cu Morticia! Unde e? Alo! Ești sigură că ești mama mea? Nu cred, scumpo! Sfinte parmezan! Ia-i Morticia! Make-up artistul nostru e în vacanță. Hai să continuăm! A venit mână! Deci vrei să spui că nu e nimeni pe platou? Uf! Să o filmăm pe Wednesday atunci! Decorațiunile nu au sosit încă? Atunci sunați-mă când e totul gata! Acum lipsesc toți actorii! Decorul e distrus! E un desastru! Haide măi, suntem artizani! Ne descurcăm noi! Să mergem! Fiu! Am fost pe șantier și am împrumutat toate materialele necesare! Grozav! Deși îi lipsesc deschizăturile ferestrelor, rezolv asta imediat! Acum pereții sunt gata! Arată sumbru totuși! Ai vreo idee cum să schimbăm asta? Am câteva! Poftim! Folosește hârtie agumată! Trebuie doar să o lipim pe pereți! Sigur o să câștig un Oscar pentru asta! Dar ne trebuie pereți din lemn, nu-i așa? Păi, nu sunt gata încă! Mai lasă-mă puțin! O să fac tăieturi mici, mici!
Te descurci de minune! Stai să adaug și eu câteva bare! Trebuie să zugrăvim pereții! Mă duc să aduc vopselele și pensulele! În sfârșit! Mă bucur că vom lucra împreună! Hopa! Cu cât terminăm mai repede, cu atât revenim mai curând la filmări! Da! Încă suntem în cursă pentru un Oscar la categoria cel mai bun decor! Sammy, ai ieșit grozav! Ia uite! Ce fricoșător! Ar trebui să fie actrița principală în noul meu film de groază! Wow! Prieten, se pare că o să devin un star de cinema! Aha! Vedeți? Și încă îmi fac treaba! Ordonat și rapid! Aha! Atenție! Am venit să vă verific! Așteaptă, nu e nimic gata! Te sună mai târziu! Și Wednesday-a noastră visează să se întoarcă pe platou? Să ne grăbim atunci! I-am distras atenția cu o carte, dar nu o să țină mult! Bag viteză, șeful! Să vedem! De ce e așa de goală? Alo! Ar trebui să fie pe aici lista. Țin minte că am pus un scenariu. Sammy, ce s-a întâmplat? Ia uite! Trebuie să fie o fereastră colorată cu pânză de păianjen. Unde e? Stai liniștit, o să-ți aduc o fer... n-a mers. Sfinte parmezan, date! Lasă-mă să-ți arăt cum se face. Deci, hai să desenăm un cerc. Așa. Un băț, două bețe și o pânză de păianjen. Acum e totul clar, mă descurc. Fereastra perfectă cu pânza de păianjen e gata. Seamănă cu cea originală. Da, dar trebuie să fie neagră. Stai să vopsesc. Atunci eu o să fac sticla multicoloră. Culorile stridente sunt obligatorii. Nu arată cum trebuie, obiectez. Serios? O să-ți dau un marcar negru. Suzy, o țin eu. Treci la treabă, draga mea. Eroul meu. O să termin fereastra pentru tine, Sammy. Uitați ce frumos a ieșit. Exact ca în film. Acum cred că Wednesday-a noastră e mulțumită. Misiune îndeplinită. Ura! Asta o să fie jumătatea mea, iar aia o să fie... Hei, ce faci? Siu, vin aici! Siu, nu m-ai văzut! Se pare că Wednesday vrea să împartă camera. Nu ne grăbim și o să facem întâi jumătatea prietenei ei în id. De acord! Prinde salteaua! Ura! Ne mai trebuie o cuvertură de pat. O pictez chiar acum! Uite! Da! E doar a ta! Ce frumoasă e! Dar o să o mai colorez puțin ca să fie în stilul lui Enid. Ia uite! Mai ai vreo altă sugestie? Da! Pune pernele astea făcute din plastilină cu scare la aer! Super! Am găsit și o pătră colorată! Stai să o așez cum trebuie! Am adus o comodă pentru Enid! Cum să o asamblez? Stai liniștit! Eu și Rog am mai montat așa ceva, deci pot să fac! Poftim! Ți-am spus eu! Grozav! Iar eu tocmai am terminat de vopsit o veioză! Se potrivește perfect cu dulapul! Slavă tibidaba! Masa asta nu are manual! Da, instrucțiunile nu sunt pentru tine! Hai să vopsim! Cred că avem nevoie de un scaun! L-am găsit pe asta! Hei, se potrivește perfect! Totuși, ceva lipsește! Așa, da! Ce primitor e locul ăsta! Nu ți-ai dat seama că aici locuiește un vârcolac? Știu, există tot felul de vârcolaci. Locul ăsta e grozav! Îmi place la nebunie! Pot să fiu Annie? Mai târziu! Acum părăsește platoul, te rog! Văd că avem câteva candidate pentru Enid! Micuța asta mi-a amintit că Enid iubește jucăriile, așa că voi face câteva! Abia am reușit să scap! De ce e totul atât de sumbru? Nu e bine! O să le vopsesc pe toate! Haide, Lutule, repejor! Ura! Mersi, Sammy! Desigur, umpleți-l pe Sam al nostru de like-uri! Mulțumită vouă, le-am terminat foarte repede! Fantastic! Atunci o să pun jucăriile în cameră!
adus acest baldachin. Ce rapid! O să-l montez imediat. Ia uite ce-am adus! Sammy, ai grijă! Ce bine că orice slime e super rezistent! Poftim! Totul e atât de colorat! Nu vreau să stau aici! Vai! Actrița noastră își intră prea mult în rol! Mai avem o comandă aici! Un birou pentru Wednesday! Poți să-l asamblezi tu, te rog? Bine, Sammy! O să fac eu! Mă pricep la instrucțiuni! Grozav! Biroul e gata! Să-l punem chiar aici! Eu nu cred că jumătatea lui Wednesday cam, nu știu, goală? Înțeleg ce zici! Hai să mai facem o bibliotecă! Ok, atunci eu mă ocup de noptieră! Locul ideal pentru flori! Ce avem aici? Wednesday adoră negrul! Noroc că magazinele noastre de vopsele sunt pline! Hei, Fiu! Fă-o și pe asta neagră! Ai venit la locul potrivit! Va fi gata într-o clipă! Acum putem să punem ambele dulapuri la loc. Eu mă gândeam! Wednesday are nevoie de un scaun! De acord! Adu-l aici! Am o idee de un design nou! Și... ia uite! Wednesday-a noastră o să-l adore! Sper! Am folosit atâta vopsea neagră! E timpul să schimbăm culoarea! Clar! O să fie foarte fericită! Am terminat cu planta, acum hai să facem un fotoliu. Vă controlam puțin. Nu-i rău, serios. Ups, n-am terminat încă. Așteaptă, te rog. Nu putem să o lăsăm pe Wednesday fără o mașină de scris. Fiți atenți, e mai cool ca un laptop. Și un fotoliu sumbru. Să vedem! Wow, arată grozav! Sil, poți să termin tu în timp ce eu aleg niște melodii? Oh, unde mi-e violoncelul? Cum o să cânt? Stai liniștită! O să apară imediat! Poftim! E rândul tău să excelezi, scumpo! Sil, e ridicol! Unde-i mână? Hei, pot să fiu și eu mână! Hop, hop, hop! Prea mare! Oh, nu! N-am fost de acord cu așa ceva! Ai nevoie de mână? Bine, îți aduc personajul real! E perfect! Dar să nu mai fugi iar! Hai să punem totul la locul lui și putem începe filmarea! Dar mai întâi, hai să facem un tur rapid al camerei! Fiți pe spate! Intră în cameră și o întâlnește pe Enid. Blea! Atâtea culori intense! N-am cum să mă înțeleg cu această colegă de cameră! Aduceți-o pe Enid în platou! Acum! Ups! Ea e Enida noastră! Da, e imposibil! Nu! Sam e un actor grozav! Prieteni, dați-mi un like și abonați-vă! Pa, pa! Ok, Sammy, încă o dată! Albul e primul! De ce? Sunt mai bun? Vreau să joc cu ei! E doar o regulă! De ce te miști așa încet? Uite, ia-o pe-a mea! Nu am nevoie de ea! Încetează! Ai nevoie de o strategie! Haide, Siu! Șahul e plictisitor! Nu voi renunța! Hai să facem un joc de șah de la care nu-ți poți lua ochii! Vei pierde provocarea asta! Bună, prieteni! Vreți să jucați un joc foarte interesant de șah? Da! O să fie mult mai bine cu prăjiturele! E goală!
Siu, le-ai mâncat pe toate? Nu și nici n-am de gând să fac asta. Aceste cutii de tablă vor deveni câmpul de luptă pentru două echipe uimitoare, Minecraft și Among Us. Să începem cu Minecraft, e favoritul meu din totdeauna. În regulă, atunci asta va fi jumătatea de tablă a echipei Minecraft. Nu uita de principalii combatanți, o să fie o campanie de război. Exact! Aici vom pune tabela de marcaj pentru fiecare joc. Deci, unde sunt soldații mei? Vreau să-i chem la cea mai mare bătălie! De ce nu sunt din corn ca să te audă și să vină? Nu s-a întâmplat nimic! Asta pentru că nu i-am făcut încă, dar acum temnița este gata, așa că hai să începem! Pionii sunt primii! Nu uitați să vă protejați mesele, prieteni! Cum vi se pare culoarea asta, prieteni? Haide, dați-ne un like și abonați-vă! Grozav! Acum vom decupa piesa asta cu o lamă. Aveți mare grijă aici! Pare că Siu face ceva interesant! Ahem, soldat, uită-te la comandantul tău! Unde e fața? Tocmai voiam să mă ocup de asta! Adu-mi un marker! Doar să trăiți! Am o idee! Siu, zic, putem să-i facem cavalerii înainte de bătălie? Cred că trebuie să găsești o sabie mai bună pentru asta! Ok! Acum să desenăm o față în stilul Minecraft! Ar trebui să fie o onoare să devină pionul tău, Sammy! Hai să te ajut, Susan! Avem nevoie de cai, nebun și turnul! Wow! Ai învățat piesele de șah! E grozav! Apropo, primul tău pion e aproape gata! Soldații mei nu ar trebui să părăsească câmpul de luptă fără ordinul meu! Uite, ia asta! Avem nevoie de un magnet mic pentru fiecare piesă de șah! Uite așa! În sfârșit! Sunteți gata pentru o bătălie cu cea mai bună echipă spațială? Soldat? Am zis, sunteți pregătiți? Susan, ei nici nu mă ascultă! Siu, ce s-a întâmplat? De ce nu-mi răspund? Cred că este din cauza că își așteaptă adevăratul rege. Sfânta mozzarella! Îl provoc la duel! Dar Steve nu este gata încă. Nu are mâini, picioare, nici măcar cap. Bine, te ajut să-l faci pentru ca mai apoi să-l înfrâng. Așa facem! Steve, adună-te! Bună, amice! Ești pregătit să te lupți cu echipa Among Us? Nu uita, ești sub comanda mea pe câmpul de luptă! Eu sunt generalul aici, asta ca să știi! Pare impresionat! Steve nu a mai fost niciodată sub comanda unui slime până acum! Iar acesta este locul tău regal! Totuși, eu sunt cel cu corona! Oh, nu! Suzy, nu avem regină! Greșeala mea! Nu ți-am spus că totul e deja făcut! Prieteni, ați cunoscut-o pe viitoarea regină? Ea este Alex! Trăiască regina! Avem un cuplu regal drăguț! Stai! Unde e calul doamnei? Oh, m-am gândit că ar trebui să fii tu, Sammy! Am un alt candidat! Stai puțin! Domnule Schelet, e rândul tău! Dar Schelet nu e gata încă să-și poată apăra doamna! Prieteni, să pregătim piesele de lut pentru el! Vom tăia așa lutul! Mereu mi-a plăcut mișcarea calului pe tablă. Serios? Se poate mișca așa? Sau așa? Sau așa? Poate? Nimeni nu te întrece la dans. Dar calul poate sări peste piese. Și are o mișcare unică în șah. Grozav! Putem sări peste schelet și să începem să-l facem pe nebunul Enderman? Nu, dar cred că ne putem grăbi puțin. Hop! Grozav! Un cal așa neînfricat ar trebui să aibă o dublură. Și am una chiar aici! Grozav! Suzy, ăsta e nebunul meu! Avem un loc pentru el? Sigur, Enderman e cel mai ușor de făcut! Soldați, trebuie să fiți neînfricați și intimidanți! Fiți pregătiți! Dacă aveți nevoie de cineva înfricoșător, îl puteți folosi pe Creeper! Cool! Avem un loc liber pentru un turn acolo! Prieteni, Creeper o să se asambleze singur. Wow! Să-i desenăm textura pielii. Are toate nuanțele de verde aici și acolo. Vom desena astfel pătratele. Camuflajul îl ajută să-și captureze mai eficient inamicii. Inamicii fug doar când îi privesc fața. Serios?
Oh, nu, mai bine fug! Se pare că turnul va fi cea mai puternică piesă. Totuși, stai să vedem următoarea echipă. Până la urmă au impostori acolo. Abia aștept să fac cealaltă echipă, dar întâi să terminăm turnurile. Și unde este celălalt? Nu pot vedea niciun. Asta pentru că se furișează în spatele tău. Ajută-mă, degeaba! Uite așa! Echipa Minecraft este gata. Cine o să-i provoace? Un super echipaj spațial cu Chica și impostori. Semi, acum sunt confuză. Ce echipă susții? Vreau mai întâi să cunosc echipa Among Us. Totuși nu le spune încă celor din echipa Minecraft. Sau creeperii te vor urmări. Ok, să începem. Deci, ce spui, Semi? Aha! Ești gata? Să schimbăm așezarea. Prieteni, rămâneți cu noi! Asta o să creeze puțin atmosferă. Să începem să facem piesele de șah pentru echipa Among Us. Vom începe cu un pion, ca întotdeauna. Ce să fie animalul de companie preferat al echipei spațiale? Se spune că semănăm, dar nu văd de ce spune asta. Prieteni, nu sunteți de acord cu mine? Dați-ne un like dacă vedeți asemănări. Uite așa, seamănă cu un slime verde. Bine, o să-mi conduc piesele de Minecraft și te voi bate la următorul joc. Wow, ce înfricoșător! Presupun că ne alegem taberele acum. Ai grijă, Semi, melcul meu furios e cu ochii pe tine. Nu mi-e frică de un slime așa mic. Voiam să spun melc. Ești sigur? Acum am un singur melc aici. Dar dacă aș avea, să spunem, o armată de melci? Nu mi-e deloc frică. Oricum, echipa mea e mult mai mare ca a ta. Deocamdată, așteaptă să fac și restul pieselor de șah. Acela e regele? Vreau să-l văd și apoi să mă gândesc la strategia mea. Pleacă, Semi! Ok! Nu-ți spun nimic, dar poți continua să mă urmărești. Doar două tăieturi și picioarele lui Red sunt gata. Privește-mi, regina Red! E viitorul tău coșmar! În cazul ăsta, ar fi trebuit să ni-l arăți pe schelet sau pe Enderman. Alex nu ne sperie deloc. Atunci, voi aduce ajutor! Grăbește-te, pentru că aproape mi-am terminat armata. Așa repede? Încă nu am dat niciun telefon! E prea târziu! Iată gașca mea! Să vedem! Wow! Echipa mea arată grozav! Ok, atunci provoc regele la un duel. Cine e regele? Semi, nu vezi? Red este regele! Atunci e timpul pentru duel! Nu vom renunța ușor! Hei, dă-mi aia înapoi! Iată echipa lui! Nebunul, regina, calul, turnul! Prieteni, sunteți gata de joacă? Să înceapă bătălia secolului! Ei bine, Semi, îți place mai mult șahul acum? Da! Iar turnul meu îți ia pionul! Hei! Turnul nu se mișcă așa! Dar creeper, da! Calul e următorul! Cel puțin calul tău se mișcă corect! Îmi place cum se mișcă, dar vouă, prieteni! Dați-mi un like acestei uimitoare table de șah și abonați-vă! Steve, de ce ești așa leneș? Mișcă-te! Ne vedem în clipul următor! Pa, pa!
Azi, Sammy are o zi dificilă la noua lui școală. O să mă transform în gelatină! Să sperăm că o să fie bine și o să-și facă noi prieteni. Cu băieții s-ar putea să fie mai greu totuși, lor nu le place școala deloc. Uitați-vă la ei! Normal! Ăsta își aruncă notițele. Măcar n-a ratat. Uitați! Are o părere foarte bună despre el. Și clasa e plină. Doar Sammy lipsește. Unde să mă așez? Locul ăsta e grozav! O să stau aici. Pam, 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 pam. Drăguț! Ia să mă uit aici. Toți par să fie concentrați. Nu e de glumă să te pregătești pentru o oră? Oricum, să o luăm cu începutul. Dimineața ar fi irosită fără un selfie nou. Aha, se pare că fetele sunt încântate să-l cunoască pe slime-ul nostru. E un semn bun. Ok, acum și o să înceapă ora. Trebuie să-l arăt cine e șeful aici. Băieților nu prea le pasă de Sammy. Nici să învețe nu le place. Tipul ăsta s-a hotărât să tragă un pui de somn. A, cred că a uitat să mănânce. Foamea îl urmărește chiar și în vis. Oh, el e profesorul. E foarte punctual și pare să fie deștept. Totuși, nu toți elevii sunt gata să înceapă ora. În fine, profesorul o să-i trezească. Vedeta clasei a făcut o treabă bună. Toate obiectele din geanta ei arată ca niște capodopere. Mă rog, sunt bune și niște pixuri și caiete simple. Nu pot să eșuez în prima mea zi. Aha! Și notițele mele arată grozav. Bun, elev! Atenție, vă rog! Hei, am început deja! Tipul ăsta nu era pregătit. Trebuia să fi fost mai atent. Prietenul lui a dormit prea mult. Poate doarme prost acasă. Și cineva încă mai are mici probleme. Floare la ureche! Cere-le fetelor un pix! Ele sigur au unele în plus? Pe care să le aleg? Oricum ar fi, l-a ajutat. Ups, nu prea-i place ăsta. Pixul ăsta nu-l ajută să se impună printre amicii lui. Atenție, Laura! Sau ajungeți în biroul directorului. Să te întâlnești cu directorul școlii în prima zi? Nici gând! Fetele sunt cu minți, ele nu vor să aibă probleme. Nu vreau să fiu pedepsit, mai bine mă ascund. Să vă verific cunoștințele de bază mai întâi. Acum! Cine știe răspunsul corect? E floare la ureche pentru fata noastră isteață? Ah, și vedeta clasei știe? Dar, Sam? 2 ori 2 face... Știu, știu, pot, știu răspunsul! Ce alegere grea! Văd că fetele știu! Dar băieții... Băieții au intrat în bucluc și se prefac că nu mai aud... Nici să se ascundă nu e cea mai bună opțiune. O să răspunzi tu! Cât ghinion! Să răspunzi în fața clasei în prima zi! Ah, mai bine ar fi folosit un calculator. E 4! 4! Haide, măi! Așa! Și e... Nu! Profesorul nu se aștepta la asta. Sfinte parmesan, nu știu răspunsul. Prieteni, voi îl știți? Dați un like atunci! Fetele chicotesc, măcar ele se distrează. Prietenul lui încearcă să le ajute. Pietul de el e atât de confuz. Un calculator ar fi fost șansa lui. Anul ăsta o să fie tare lung. Ia loc! Ai dat greș doar de data asta. Nu renunța, prietenii tăi o să te susțină. Așa viața o să fie mult mai ușoară. Pentru niște gustări! Unde să mă așez? Da, alegeți locul cu grijă. Poate ar trebui să stai cu fetele.
Atunci ai putea să începi să mănânci gustări sănătoase. Dar să nu fii atât de pretențios totuși. E prea de tot să-ți măsori mâncarea. E tare delicios! Dați un like dacă și vouă vă plac legumele. Sau poate preferați fructele? Atunci priviți salata asta. Porția e minusculă, dar e gustoasă. Aș vrea să iau o gură. Găsește cea mai potrivită gustare sănătoasă pentru tine. Și nu uita să o împarți și cu alții, normal. Mersi! Oh, da! Și șterge-te la gură cu un șervețel după ce ai terminat. Perfect! Sau obiceiurile tale alimentare seamănă cu cele ale băieților. Ei par să se distreze de minune. Ia uitați! Sigur, lor nu le pasă de calorii și de chestii de genul. Exact! Burgerii și cola sunt cele mai bune gustări din cantina școlii. Oh, măcar unul dintre ei a adus ceva sănătos. Ups, cred că nu se aștepta la asta. Ei clar nu mai au chef să învețe acum. Uf, fetele nu sunt de acord. O să fac ca băieții. Bravo, Sammy! Le-ai câștigat susținerea. Am burta plină. Ar trebui să mai facem și altă data asta. Hei, s-ar putea să fie interesant! Alea sunt rezultatele de la test? Sunt foarte importante pentru isteața noastră. Ea sigur a luat iar 10 cu felicitări. Ups, a luat mai puțin decât se aștepta. Of, nu fi tristă, nu e sfârșitul lumii. Prietena ei vrea să știe ce s-a întâmplat. Și acum știe. Vrea să o înveselească pe isteață și e grozav. Cine ar fi crezut că lacrimile pot fi așa de molipsitoare? Dar trebuie să arate impecabil în continuare, într-un fel sau altul. Băieții nu au deloc astfel de griji. Ce-i asta? Cred că ar trebui... Nu, mai bine aștept aici. Oh, tipul ăsta s-a întors să-și vadă rezultatele. Auci, minus 4, e cel mai slab rezultat. Dar lui nu-i pasă, își acceptă soarta. Pe ăștia doi nu-i supără notele. Slavă tipidaba că n-am dat testul ăla. O să merg la următoarea oră. Of, sunt epuizat. Când o să se termine ziua asta? Of. Mai rezistă 5 minute. Uitați-vă la prof. A adormit. Cineva încă își păstrează dispoziția de luptă. Adică de învățat. Oh, se pare că ea inventează ceva. Mi-ar fi plăcut să putem trage cu ochiul. Poți să văd ce scrie acolo? Nu, e secret. Se pare că profesorul a observat asta. Alarma falsă. Să nu-l deranjăm. Uitați-o pe vedeta noastră. Cred că are o întâlnire după ore. Ce scrie isteața? Cred că tema. Și regina frumuseții are planuri mari pentru azi. Și-a trimis mesaje cu iubitul ei. Mai sunt câteva minute. O să încep să-mi strâng lucrurile acum. Băieții dorm. Ei s-ar putea să nu aibă niciun plan. Sau sunt prea obosiți. În sfârșit s-a trezit profesorul. Copii, s-a terminat ora. Sunteți liberi și eu plec. Profesorul ăsta e cel mai tare. Uitați-vă la isteața noastră. Pare tristă că s-a terminat școala pe ziua de azi. În timp ce fata asta nu-și poate lua ochii de pe telefon. E cu capul în nori. Hei, s-a terminat lecția, trezirea. Adormiților. E timpul să ne luăm la revedere. Fetele au atât de multe ritualuri. Atinsul degetelor, pupatul obrajilor. Ce se întâmplă? Habar n-avea nimeni. Mâine o să se nască o nouă vedetă a clasei. În sfârșit! Deschide ochii, somnorosule. E nasol, au dormit prea mult. Grăbiți-vă, autobuzul școlii pleacă acuși. Și băieții au o rutină de rămas bun. Tare!
Oh, ce drăguț! Fetele i-au făcut cu mâna lui Sammy. L-a plăcut! Se pare că și băieții l-au observat. E un succes! Wow! Am trecut cu brio de prima zi! Ura! Prieteni, v-a plăcut? Dați-ne un like atunci! Pa, pa! Șmecherul Slime Sam a pregătit o petrecere cu ceai pentru păpușa sa Barbie preferată. Ah, totul arată perfect! El s-a gândit la toate. Domniță, sunteți superbă! E atât de cool! Barbie e așa norocoasă, iar Sam al nostru e un adevărat gentleman. Permite-mi să te ajut, te rog. Ce zici de o ceașcă de ceai Earl Grey? Wow! Vrei și o gustare? Hei, Sammy, am ceva pentru tine! O surpriză? Arată-mi-o! Vreau să-i dau un cadou slime-ului meu preferat! O tabletă nouă! Mersi! Știu ce joc o să încerc prima dată! Oare Sam o va abandona pe Barbie acum? Wow, nu mă așteptam la asta! Barbie a prins viață! Ups, nu e ușor pentru ea să fie om, însă Barbie nu renunță! Să mergem! Wow, camera arată ciudat! Unde-i Sam? Uite-l aici! Se joacă și nu bănuiește nimic! De vreme ce Sam este indisponibil, Barbie trebuie să-și facă de lucru. Și ce poate fi mai interesant decât decorarea unei camere? Ce drăguț! Wow! Sam spune mereu că nu poți să ai niciodată prea mult roz, așa că Barbie o să-și facă de cap. Cărți? Afară cu ele! Florile sunt mai potrivite! Ce ar trebui să facă în continuare? Ce alegere dificilă! Aha! În cazul ăsta, bagheta magică este de mare ajutor! Uimitor! Așa e mult mai bine! Transformă masa într-un fotoliu! Drăguț! Începe să arate precum casa visurilor a păpușii Barbie, iar pernele banale devin roz și cool! A, e de neoprit! Chiar și-a intrat în rolul de decoratoare! Scanează cu privirea! Posterele noastre au ieșit din peisaj! Am făcut eu toate astea? Wow! Sam știa mereu cum să-și înveselească păpușa Barbie, dar acum e momentul ca Barbie să-și facă singură de lucru și s-a gândit la ceva. Hei, din stânga, te acopăr eu. Okay, nici măcar nu mă observă. Te-am prins. Haide. E timpul pentru o trăznaie. Adio, perdele. Acest material roz este perfect pentru ideea lui Barbie. Știi, Sam? O pernă uriașă în formă de fundă este perfectă pentru patul lui Barbie. Cea mai tare culoare este roz, desigur. Coase părțile din față și din spate. Lasă o gaură și întoarce materialul așa. Ninge cumva? Ce drăguț! Este umplutura din vată pentru perna noastră. Ne-a mai rămas doar să coasem deschizătura și am terminat. E așa pufoasă! Cu siguranță Barbie va avea cele mai drăguțe vise. Noapte bună mie! Ador ținutele celebrităților! Vreau și eu așa ceva! Barbie, dar tu ai multe haine care îți sunt prea mici acum! Ha, cineva are o idee! Te uiți în garderoba lui Siu, ha? Nu faceți scumot! Asta-i tot? Hainele astea sunt simple și confortabile! Ce păcat! Oh, nu! Pune la loc! Hei! Ok, poți să iei un singur tricou, dar e simplu și alb! Hai să luăm niște vopsea pentru textile! Voilà! Aha! Rozul este noul negru! Sau este noul alb? Nu contează! Eliberează-ți artistul interior! Wow! Strasurile colorate sunt în acord cu stilul lui Barbie! Oh, sclipici! Mersi! Exact la timp! Cu siguranță o să-ți placă rezultatul, Barbie! Deci, ești gata să-l probezi? Wow! De la mine primește un like! Unde este prințul meu? Sunt gata să merg la bal! Sammy, când ai de gând să vii? Oh, sunt așa plictisită! Ha? A dispărut și mingea? Nu-i corect! Oh, toată lumea m-a părăsit! Oh, corect! Chiamă-ți prietenele! Aici erați, fetelor! Nu ne-am mai văzut de mult! Ce ziceți de o petrecere cu ceai? Ups, nu-i pe mărimea ta! Gândește, Barbie! Nici măcar nu poți ajunge la masă! Și nici setul de ceșcuțe nu e ce trebuie! Dar Barbie are un plan! Să decupăm un cerc din această placă de spumă! Aha, o formă perfectă pentru o masă perfectă! Iată și picioarele, la fix! Haideți, fixați-vă! La un loc! Și e gata! Iată ce ne-a ieșit! Cool! Scaunele din placă de spumă sunt simplu de făcut. Atașăm șezutul și apoi o să vopsim piesele de mobilier. Totul va fi roz, fără îndoială. Ups, mi s-a terminat vopseaua, dar e ok. Vom vopsi picioarele cu albastru. Corect? Uhu!
Se pare că suntem pregătiți să deschidem o fabrică de mobilă. Acum să ne îndreptăm către petrecerea noastră cu ceai între prieteni. Totul e așa cum trebuie. Bună treabă, Barbie! Noroc, fetelor! Bârfele sunt cea mai interesantă parte. Sunt așa amuzante. Sammy, hai la noi! Te așteptăm! Da! Invincibilul Sammy! Oh, Sammy, când ai de gând să ne jucăm împreună? Ce-i aia? Ok, nu aia, nici aia. Nu, uite, fă un pas înapoi. Hârtie și marcare. Oare ce va face acum? Sam adoră să primească scrisori de la prieteni. O să-i scriu. Sau mai bine o să ne desenez pe noi doi împreună. O să-i placă. E așa drăguț. Ce urmează? Ne trebuie un plic. Gata. Împachetează și trimite. Yay! Am pierdut! O să-ți vin de hack! N-am făcut încă cunoștință cu furia mea! Barbie n-o să renunțe! Haide, fată! Vrei să livrezi asta pentru mine? Ajunge imediat! Cioc, cioc! A venit poșta! Te lau parte! O să pierd toate punctele! Chiar l-a aruncat? Iac! Semi rău! Încearcă numărul 10! Haide, Sam! E timpul pentru gustări! Așa, rupe scrisoarea, Barbie! Dacă Sam nu vrea să se joace, Barbie o să ia razna! Lata, carnata mea de plușuri! Să face mizerie! Rupe! Distruge! E o nouă Barbie! Asta e! S-a oprit curentul! Nu mi-am salvat jocul! Ce s-a întâmplat aici? Barbie, cine a făcut dezastrul ăsta? Dacă o să vadă eu! Sammy, ești bine? Vai, ce s-a întâmplat aici? Mă jucam și apoi, bum, a dispărut! Apoi a reapărut și s-a întâmplat asta! Încerci să mă păcălești? Nici vorbă! Curăț aici și fără tablet o săptămână! Siu, dar nu e vina mea! Haide! Sammy, te rog, nu mă mai cicăli! Vine Crăciunul și toată lumea e ocupată cu pregătirile. Fetelor, ați fost cu minți anul ăsta? Crăciunul e o sărbătoare magică și Moș Sam ascultă dorințele. Am fost invitată la o petrecere. Am nevoie de cea mai tare coafiură. Și eu am nevoie de una. Părul meu e dificil de aranjat. Adică, dorințele voastre au fost acceptate. Mulțumim, Moș Sam. Și cine e timida din spate? Scuze că întreb, dar îmi poți face o coafiură mai interesantă? Ok, stop, nu o să meargă. Nu înțelegeți? Cine își irosește dorințele pe prostioare, cum ar fi coafiurile? Cred că slime-ul nostru șmecher pune ceva la cale. Monsieur, magnific, o să vă învețe cum să vă faceți părul. Veniți cu mine! Cred că Pam are probleme. Părul ei era deja un dezastru. Nu e momentul să plângi sau să-ți strici machiajul. Vă plac cacadelele? Ce-ați zice de un accesoriu în stilul ăsta? Sigur! Sfinte de parmezan! Nu m-am referit la asta! Wow! Așa da! Magie de Crăciun! Ne ocupăm! Conform instrucțiunilor lui Sam, Cat împarte părul lui Pam în două, ca să facă două codițe și să le prindă cu niște elastice. Grozav! Acum ia aceste! Wow! Mersi pentru elastice, Sam! O să tragem părul așa, pe toată lungimea ambelor codițe. Ce volum! O să decorăm coafiura cu panglici din satin roșu și alb. Le legăm sus și apoi facem o spirală până la baza codițelor.
Coafiura lui Pam deja arată ca niște adevărate acadele de Crăciun. Am creat ceva. O să-ți stea bine, Pam. E superbă, bentița. Vreți să învățați cum să faceți acest accesoriu? Da! Vă trebuie o bentiță roșie și o acadea în ambalaj. Le lipiți una de cealaltă și decorați bentița cu o panglică. Ce fundă drăguță! Un accesoriu festiv pentru păr e gata! Stai! Nu e o gustare de sărbători, draga mea? Dar ți se potrivește coafiura asta? Bentița merge de minune! Zici că te-ai costumat de sărbătoare? Hai să facem una pentru fiecare! Un cadou timpuriu de Crăciun? E gol! Dar, de fapt, ne trebuie doar cutia. Hai să lipim peste niște hârtie gumată strălucitoare și să punem o bucată de polistiren. E un horn! Răsucim două perii pentru curățarea țevilor și le tăiem în două. Pac! Bun! Nu, astea nu sunt acadele, deși seamănă cu unele. Sunt picioarele moșului care a rămas blocat la mijloc. Am făcut bocanci ăștia din pâslă. O altă bucată de pâslă vine aici. Acum putem să decorăm bentița cu hornul de Crăciun. Hai să mai punem niște decorațiuni și încă un accesoriu simpatic de Crăciun. E gata! Cine a comandat un brad de Crăciun? Eu! Dar trebuie să-l decorăm puțin. Am prins un mic arc pe bentiță. Și aici punem bradul de Crăciun. Așa! E timpul să ne decorăm bentița cu niște beteală strălucitoare. Nu vă grăbiți aici, o răsucim pe rând. Punem câteva obiecte decorative sub pomul de Crăciun. Oh, nu e așa că e superbă? Acum toată lumea are bentițe de Crăciun. Și cred că fetele sunt fericite. Dar ăsta a fost doar începutul. Auci! Chiar îmi plac pozele astea. Cat e obișnuită să fie o câștigătoare și îi place să fie vedetă. Dar cu această coafură banală nu o să ies în evidență la petrecerea de diseară. Uf! Ce e asta? De ce arunci cu obiecte? Brie, tu ești isteață. Cum pot să-mi aranjez părul ca să fie o câștigătoare? Poate merge să-i dăm niște volum? Cred că știu ce să fac. Uf! Asta se întâmplă când nu ai un plan. Dar eu am unul. Ai zis ceva de volum? O să iau asta. Merci, totuși. Poftim. Trebuie să prins părul în jurul sticlei, ca un braț. Hai să folosim mai bine chestia asta. Începem. Nu-i rău. Luăm altă șuviță și o prindem sus de-a lungul sticlei. Folosim niște elastice ca să fixăm toată construcția. Operațiunea specială șuviță fine! O să ai nevoie de un pieptăn. Ah, mersi! Nu vrem să iasă niciun fir de păr, nu? Oh, wow! N-am mai văzut niciodată un astfel de volum! Nu am terminat încă! Brie, prinde! Wow, ce de luminițe colorate! Mergem în spirală spre vârful coafiurii, lăsând niște spații între beculețe. Și când ajungem în vârf, o luăm în jos. Așa! Oh, locuitorii din Whoville o să fie invidioși. Hei, nu ai voie să fur de la Grinch. Hop, acum lucrul ăsta chiar arată ca adevăratul brad de Crăciun. Și are nevoie de o steluță strălucitoare. Super, ce coafiură frumoasă. Chiar o să eclipsez pe toată lumea azi. Mulțumesc, fetelor, m-ați ajutat mult. Și tu vii cu noi diseară? Nu, nu pot, nu arăt festiv. Nici măcar nu am o rochie. Îți dau eu una de-a mea. Și eu am văzut o coafiură simplă și cool pe net. Vino! Două codițe nu prea-ți dau un aer de sărbătoare. Uite, acum putem începe. O să pieptănăm bine părul. Și apoi o să facem o codiță și o să o prindem cu un elastic. Floare la ureche. Of, stomacul meu, cred că mi-e tare foame. Dulciuri! Cine vrea niște dulciuri? Mâncare! Poftim? Ce e asta? Ah, e fix ce ne trebuie! Cu gogoșica asta pentru păr o să facem cocul perfect. O să aranjăm părul uniform în jurul accesoriului și o să-l prindem cu un elastic. Apoi fixăm capetele cu niște grafe. Nu știu... Ne trebuie costume? Aș putea fi o balerină! Exact!
Hai să folosim un fulg de nea, ca să fie mai festivă coafiura. Nu arată rău, dar nu e nici măcar o împletitură. Monsieur Magnific nu poate să o lase așa. Când a aflat de petrecere, Elsa a zis că vine și ea. Ne trebuie o agrafă aici. În câțiva pași obținem accesoriul ăsta frumos. Dintr-o bucată de material cu model de iarnă, o să facem o fustă. Hai să o lipim și pe ea pe o agrafă și obținem un alt accesoriu pentru păr. Ce o să decorăm? Fiu, ești atât de deșteaptă, dar n-ai ghicit. Dă-mi-o mie. Monsieur Magnific a insistat să facem o împletitură. Nu o împletitură, un spic. Macarane. Bam, ia agrafele. Ador regatul de gheață. Wow! Agrafele sunt așa frumoase. Artizanul a făcut o treabă bună. Cred că lui Brin nu-i place lucrul ăsta. De fapt, îmi place alt personaj din povestea asta. Nici o grijă. Un artist ca mine poate rezolva problema. Voila! Ne-am întors de unde am plecat. Ne trebuie o coafiură nouă. Împărțim părul în două și facem împletituri. Scuze, spice, pornind dinspre frunte. Faimosul Monsieur Magnific le adoră. Pentru că sunt frumoase, simple și practice. Cu un alt elastic o să facem o codiță înaltă. Hopa! Magia regatului de gheață ne-a ajutat să terminăm. Ura! Acum o să ne ocupăm de accesorii. Hai să desenăm coarnele. Acum trebuie să le decupăm. Pac! Arată grozav! Hai să asamblăm totul și să punem o fundiță. Primul e gata. Și al doilea. Acum toate fetele arată grozav. Iar coafiura mea e distrusă. Am nevoie de una nouă. Stai liniștită, o reparăm acum. Facem o codiță și o prindem cu un elastic. Hai să punem și o șuviță verde. Pentru a crea atmosfera de Crăciun normal, facem o împletitură. Și asta e împletitura noastră. Nu uitați să mai prindeți un alt elastic. E simplu să faceți forma unui brad acum. Trageți nițel de păr. Da, așa. Și gata. Arată inedit. Dar vreau să decorez cu ceva. Uf! Simt deja spiritul Crăciunului. O să luăm câteva fructe. Semnul o să observe. Poftim! Îți place coafiura asta pentru petrecere? E superbă! O ador! Mulțumesc pentru ajutor, Pam! Mergem la petrecere! Oh, e o adevărată petrecere de Crăciun! Ce drăguț că prietenele se ajută la nevoie! Sărbători fericite, prieteni! O să dansez și eu! Woohoo! Pam, îmi place bentița ta! Chiar, ai un brad de Crăciun cool! Și dansează! Bri, îmi plac la nebunie cornițele tale! Ce cool sunt! Am învățat să facem coafiuri pentru petreceri. Acum e timpul pentru cadouri. Oh, wow! Cutia asta e atât de mare! Da! Oare ce-o fi înăuntru? Opa! Ce ciudat! Ce se întâmplă? Moș Sam, ai promis că ne asculti dorințele de Crăciun. De ce să mai rosim timpul? Știu deja care e cel mai tare cadou. Eu! Mulțumim că ați fost alături de noi azi. Dați-ne un like și abonați-vă. Pa! Pe curând, dragilor, Crăciun fericit! Pa, pa! Salutare! Azi vom face o provocare de meșterii. Poți să faci ceva din asta? Faceți cunoștință cu Chris! Haideți să aflăm cu ce va meșteria! Nu-ți fie teamă! Oh, prima rotire și iată jackpotul! Ce? Serios? Wow! Mersi, mamă, tată și Sam! Astăzi e o zi bună! Ha! Păzea, competitor! Bună! Pământul către Chris! Yay! Ești din nou cu noi! Pot să fac asta? Serios? Nancy o să meșterească cu gunoaie? Nu vreau! Ajutor! Nu plânge și ascultă-l pe înțelept. Din gunoi, proiecte cool poți face.
Serios? Mersi, maestre! Vom vedea cine câștigă lupta asta! Iată jucăriile din prima rundă pentru bogata Chris! Wow, ce cool! Mă întreb ce pot să facă? Hop! Grozav! Încă o dată! Wow, prinde-mă! Oh, nu mă pot prinde, nu mă pot prinde! Urmează cel mai tare truc! Chris, încarcă racheta! Da, pasăre în cuib, să-i dăm drumul! Sam, urmăritorii noștri nu pot vedea nimic. Poți să te dai la o parte? Știu cum să câștig runda asta. Înfășurăm tubul de hârtie igienică în carton ondulat. Luăm un balon umflat pe jumătate și îl punem înăuntru. Nancy! Hei, Nancy! Uită-te aici! Așa! Ce drăgălășenie! Dacă vă place proiectul ăsta, atunci dați-ne un like! Hei, de ce? Mi-au crescut urechi? O să îi le pun iepurașului meu. O să-l numesc Urechiulite. Ești fericit, Urechiulite? Ce abilități și ce motivație! Acest iepuraș va fi mai popular da, decât voi. Da, cred că da, așa e. Da, e posibil să aibă dreptate. Potriva cartonașului auriu. Ha, vin aici. Omizile astea drăguțe sunt așa cool. Noile mele animale de companie. Sunt așa amuzante când se mișcă pe masă. Pot să și danseze. Îmi plac mult. Nu contează. Și eu am ceva distractiv. Poate... Iac! Firar, ce e asta? Fii curajoasă, Nancy, nu ești copil! Aha! Cred că am găsit ce aveam nevoie! În sfârșit, punem pensula pe șervețel și rulăm! Acum strângem așa șervețelul! Deci, partenere, hai să colorăm proiectul ăsta! Și dă-ne aia înapoi! Nu prea avem pensule, știi? Omita noastră merge în prima sa călătorie spre o frunză verde! Uite, știe să-și danseze! O nouă specie, Omidus Papyrus! Un leu pentru o poză! Nu mai contează, o să primesc o jucărie uimitoare acum! De ce nu s-a livrat coletul meu? A trecut o oră! Ce e? Ce? A ajuns în sfârșit! E unicornul maleabil! E așa moale și cool! Și conține o surpriză! Tăiem partea asta și găsim un slime uriaș! Avem și un cadou înăuntru! Acest truc se numește Dați-ne un like! Chris a primit o jucărie foarte tare, dar proiectul meu o să fie la fel de bun? Asta e spumă de ras. Punem și lipici, cât mai mult. Wow! Îmi poți face o clonă așa? Avem nevoie doar de mai multă culoare. Să crești mare și albastru. Cea mai bună mâncare pentru slime-uri este săpunul lichid. Cam atât. Hei, nu vorbi în numele tuturor slime-urilor. Îmi plac mai mult fursecurile. Dar uriașului ăstuia chiar i-a plăcut mâncarea? Uite ce bine se întinde! Wow! El e rivalul meu acum? Haide, alunecosule! Hei, ce se petrece? Nu, în capul meu! slime-ul ăsta este înfometat! Girl, dă mai multe jucării! Uite câte lucruri are acum înăuntru! Calul și banii! Whee! Ce este? Un cutremur? Ce se întâmplă? Dă-mă petrecere aici! Woohoo! Uite cum dansează! Sfinte macaruni! Ce petrecere! Mă mișc și eu pe ritmul lor! Hei, Chris! Nu cred că avem nevoie de provocarea asta, deci facem pace! Ok, mersi! Wow! Ce-a fost aia? Te-ai hotărât să faci o farsă? Ups! A fost un accident! Poate să-ți placă mai mult proiectul meu! Fixăm mingea înăuntru cu un elastic! Întoarcem balonul pe dos și umflăm! Iată-l pe Hopa Mitic al nostru! Ai comandat o față fericită? E destul de greu să susții două fețe, știi? Încă puțin! Da, fața jucăriei e gata! Primul e o oaie drăguță! Alătură-te prietenilor tăi! Ei deja dansează! Cred că e un nou trend! Fă un proiect și filmează un clip! Dar ce e aia? Sunt doar eu care mă laud cu o nouă jucărie! Hop, hop! Sfântă mozzarella! Ce poate fi mai tare decât asta? Asta? Cui place să spargă bilele? Dați-ne un like! Wow! Mâncare! Mâncare! Hei, cursecurile sunt mult mai bune! Chris iar are cele mai tari jucării, iar eu am doar gunoi! M-am seturat! Am o idee! E o infracțiune să arunci rățuștele astea! Repede, ascunde
Uitați-vă înăuntru, iar sclipiciul o să facă totul să fie și mai tare. Avem nevoie și de pastă de dinți pentru... Ei bine, vei vedea. Rățuștelor, țineți-vă de ciocuri. Wow, e o petrecere cu sclipici. Câtă strălucire. Totuși mai avem nevoie de ceva. Oh, asta e perfectă. Cred că a rămas blocat acolo după criza mea de nervi. Rămâneți cu noi, urmează și mai multă grosovenie. Asta-i gunoiul tău. Sam, din echipa cercetașilor, a prins hoțoaica Urie. Am câștigat. Da, sigur. Wow, chiar a prins-o? Și chiar e un fidget spinner? Iubesc spinarele. Priviți aripile astea. Iată încă unul și încă unul. Hop, hop, hop. Auci, ups. Un accident. Oh, acum e distrus. La gunoi că e. Ești sigură? Putem face un proiect cool. Fă un mulaj din argilă și dă la o parte piesele mai puțin pe cea din centru. Apoi adaugă rășina epoxidică. Nu uita de sclipici. Yay! Când se întărește spinnerul nostru, am terminat. Ne putem juca. Uiș! Spinarele nu mai sunt la modă. Acum pop tuburile sunt în trend. Sunt regele unicorn al pop tuburilor. Priviți! Vrei să mă sperii? Ai vrea tu! Vom face un acordeon colorat din hârtie. Facem câteva îndoituri. E aproape gata. E așa amuzant când sare. Îmi place mult. E mai tare decât un pop tube. Am labele astea pentru tine. Oh, mersi, ce distractiv. Și am terminat pe ziua de astăzi. Stai, voiam să spun joacă. Hai să ne jucăm. Uite de provocare, e așa distractiv. Hei, suntem din nou prietene? O să fie grozav să ne jucăm împreună. Hai, hai, și cu mine cine se joacă? Du-te și mănâncă-le înghețata. Nu vor observa. Așa e, dar totuși o să las puține și pentru fete. Ne mai vedem. Pa, pa. Ui, ce tare! Cine-i cel mai drăguț slime? Bună, Sunny! Ce-ai acolo? Oh, sunt lucrurile noi, păpuși! Uite! Oh, hei, eu sunt cea care a comandat-o! E mea! Bună, ce se întâmplă aici? A ajuns păpușa mea, Avastar! Oh, wow, vreau să o văd și să mă joc cu ea! Nu, e păpușa mea, nu dau nimănui! Oh, da? Sammy, hai cu mine! Avem o nouă provocare! O să ne facem propria noastră păpușă cool! Ce frumoasă e! Hai să îmbrăcăm! Sunt atât de multe opțiuni! Și tu vrei să faci una? Poți să faci o încercare? O să vezi, Nancy! O să fie un proiect uimitor! Așa e, Sammy! Acum, ce avem noi aici? Oh, grozav! Trunchiule, gata! Cum o să îmbraci cu pantaloni și fuste? Ha, las-o baltă! Păpușa mea are deja o perucă! Stai să mă lase să port peruca! Desigur! Dar stai, încă mai avem de lucru la păpușă! Psst, uite, ia folia pentru a face forma capului! Oh, mersi! Nancy, privește! Ce părere ai, ha? Continuă să modelez, prietenă! Privește cât de adorabilă-i fața păpușii mele! Grr, trebuie să grăbesc lucrurile și să o las cu gura căscată! Uite, am terminat. Ei bine, e chiar bună. Să fixăm capul. Oh, uite ce amuzant e când se învârte. Prinde. Un cap săritor, groaznic. Păzea, o să te prind. Invazia păpușilor zombie. Închide ochii, dulceață. O să-ți facem o față speriată. E la același nivel aici? E teribil de frumoasă, prețioasa mea! Iar picioarele păpușii mele nu funcționează! Încearcă să le pui de asta, apoi vor funcționa foarte bine! Mersi, Sammy! Ce părere ai acum, Nancy? Începe să-mi placă și mie păpușa asta! Ar putea deveni cea mai bună prietena păpușii mele! Cool! Și o vom lăsa să poarte hainele păpușii mele! Nu pot! Nu se potrivește! Atunci îi vom face o nouă ținută! Întâi trebuie să luăm măsurători! Acum avem nevoie de material! Hainele din lut sunt cele mai durabile! Nici nu știu cum o să funcționeze asta! Uite, îl vom modela direct pe păpușă! Dexteritate și nici nu trișăm! Unde? Unde-i spatele? E ciudat! Nu înțelegi, Sammy! Asta e ultima modă! Vrei și tu? Nu! Mâinile jos! Eu sunt designer, nu model! Oh, nu! Jumătate din păpușa mea a dispărut! Ajutor! Nu te panica! O voi găsi și o voi aduce acasă! Asta e tot ce am! Ce să fac? Hei, ne putem juca separat cu picioarele! Încălțăm niște pantofi eleganți și lucrul perfect e gata! Ar trebui să fac și eu asta pentru păpușa mea? O să meargă mândră pe stradă, adică pe masă! Păpușa mea are multe lucruri diferite, inspiră-te cât de mult poți!
I-am decorat și pantalonii scurți cu opțibilduri. Putem face ținute pentru o întreagă prezentare de modă. Oh-oh, ce fraiere sunt! Trebuie să-i modelez pantalonii. Ai cumva un depozit acolo? Haide, așa rapid? Cum? Păpușa mea o să-ți urmărească fiecare mișcare. Iată-ne! Am găsit o spreșire! Ajutorul meu super puternic o să aducă! Oh, yay! Mersi! Cred că o să-i lipesc picioarele pentru a preveni eventualele evadări. Hai să o pregătim pentru prima lor întâlnire! Vreau să îmbrac din nou! Uite ce bine îi vine culoarea asta! Ne putem juca în sfârșit! Stai! M-ai inspirat să fac niște îmbunătățiri! Ei bine, atunci o să ne mai costumăm și noi! Asta e! Clar trebuie să încercăm asta! Adulutul, Sam! Am schițat o jachetă rock! Tu trebuie doar să meșterești! O să fac și mai tare decât ai gândit tu! Acum vom adăuga niște elemente roz! Aha! O să se potrivească și păpușii mele? Ținutele din lut sunt la mod acum! Hei, sunt cea mai bună prietena ta! Lasă-mă să o port! Facem scanderbag pentru ea? Haide, o să te bat! Am o idee! Vino aici! Hei, ce tot faci? Părul meu! Privește! Uimitor! Nu merge și la mea totuși! O să mă gândesc eu la ceva! Aha! O bentiță super cool! Poate ar trebui să fac și eu una pentru păpușa mea? Întâi tunde-o! Apoi mai vedem! Deci, cum merge? Sunteți gata să alegeți cea mai tare păpușă? Nu! Sammy, pauză! O nouă coafiură e pe drum! Când o să-i faci părul? Să-i facem părul din fire sau din hârtie? Nu și nu! Sunt greu de fixat și se vor rupe repede! De ce durează așa mult? Am o idee! Uite! Seamănă cu lutul, dar e mai flexibil! Yay! O să funcționeze! Cât timp prietena ta e la salon, hai să încercăm niște accesorii noi! Privește! Scuză-mă, pregătim o surpriză! Ne vedem mai târziu! Bine, o să le păstrăm doar pentru noi! Trebuie să ne grăbim! Nu am ales un nou look pentru tine încă! Să nu uităm de perucă! Uite-o! Și bentița e detaliul final! Suntem gata! Dar eu încă nu am terminat! Trebuie să adăugăm opțibilduri! Am ales acești ochi și aceste buze! Sunteți pe cale să vedeți cum păpușa va prinde viață! Dă-mi opțibildurile alea! Wow! Arată așa cool! Nu te supăra! Uite, ia ce opțibilduri vrei! E drăguț când vă înțelegeți bine! Hai să le testăm imediat! Nu mai avem nevoie de astea! Ok! Wow, ce transformare! Mi-au mai rămas câteva dintre opțibildurile mele! Ce să fac cu ele? Aha, știu! Privește ce tipă cool și la modă! Da, e așa drăguță! Hei, a trebuit să-ți decorezi și tu păpușa cu opțibilduri! Mersi, Sammy, ce idee bună! Uii, priviți-o pe frumoasa mea avastar! Priviți și păpușa mea! Care vă place mai mult? E greu de ales! Amândouă sunt grozave! Dar eu am un as în mânecă! Hop! Arată-mi! Ce ascunzi acolo? Uite ce am aici! Poți ghici? Mai mult lut? Pentru ce e? Ca să putem face mai multe accesorii! Privește poșeta asta! Nu e corect! În setul meu nu există poșeta! Stai! Am cea mai tare idee! Păpușile noastre pot împărți lucrurile! Acum sunt prietene! De acord? De acord! Vrem amândouă asta! Mersi! Hai să facem o prezentare de modă prietenoasă! Rămâneți cu noi! A fost o idee grozavă să facem schimb de opțibilduri. Îmi place mult! Ținutele lor arată mult mai bine. Este parmezan, le-a schimbat! Vrei și tu? Slime-ul vostru de companie? De care păpușă vă place mai mult? Dacă de tipa mea la mod, atunci dați-ne un like! Și dacă vă place proiectul meu, atunci abonați-vă la canal! Pa, pa! Hei! Haide!
Hei, Samantha! Oh, scuze, Wednesday. Poți să-mi împrumuți un marker portocaliu? Nu am nimic care să arate ca un marker portocaliu. Ei bine, ok, o să iau altul. E rândul tău, mără! Auci! Apropo, ce fel de rechizite școlare are Wednesday, ha? Huh? Hey! Ei bine, hai să aflăm chiar acum! Bună idee, surioară! Hei! Hei, așteptați-mă! Oh, bună tuturor! Ei bine, cu ce începem? Cu markere, desigur! Hop. Wow! Vor fi atât de mari? Sigur că da! Hop! Bine, bine! Se pare că ați decis să faceți ceva mare! Haideți, dați-le un like! Vom lua o sticlă și un pahar pentru a face capătul cu care scrie markerul. Decupăm cu grijă. Așa, hop! Acum vom fixa cu lipici fierbinte, iar apoi vom lua câteva... cercuri din polistiren! Vom închide ambele capete ale tubului nostru de carton cu ele. Și țeava maică e un capac excelent pentru... Te-am prins! Hey, ușor! Hai să adăugăm niște plastic pentru a fi mai stabil. Nu poți prinde un slime step ca mine. Bună mișcare, Semi! Exact ce aveam nevoie. De obicei, capacul markerului are acest mâner. Îl punem aici. Între timp, eu voi termina baza markerului meu. Piesa asta de decor merge la capătul ăsta. Să începem să vopsim. Al tău o să fie negru, iar al meu roz. Începem! Uite așa! Așa-i mai bine! Oh, da! Hei, cine ești tu? Nu surioara mea? Stai, ce? Ok! Sfântă mozzarella, nici măcar eu nu pot face așa ceva! Hai să facem markerele să scrie! Rulăm o bilă de lână de împâslire, astfel! Iar apoi înmuiem pe rând în săpun lichid și apă! Hei, am spus pe rând! Da, oprește-te, mână trăznită! Grozav! Hop, hop, hei! Plus, plus! Oh, Sam, nu te mai prosti, dă-mi o mie! Proiectul nu e gata încă. Și uș! Am spus uș! Aha, așa e mai bine. Acum sunt pregătită să continui. Hei, vreau să fac și eu asta. Haide! Hop, Semi! Ce mai vrăjitoare e și tu. Ok, o să fac totul manual. Hai să transformăm bila asta în cilindru. Poți să-mi dai un capac de sticlă? Poftim! L-am prins! Vom face o gaură largă în capac și vom lipi acest inel la locul lui. Între timp, eu voi termina capacul. Hai să facem un dop lipind un baton pentru pistolul cu lipici în interior. Iar acum e timpul să reumblem markerele. Să trecem la treabă! Woohoo! E timpul pentru decorațiuni! Zena Prompter vine să-mi salveze! Care o să fie mesajul? Zena nu-i ajută pe cei ce se îndoiesc! Nu contează! Spune-mi acum! Recuzită, idiotă! Spune-i Zenei bine! Ce ți-ai dori? Aha! Am înțeles! Stai așa! Wow! Îți place versiunea asta? E așa drăguț! Mersi, Zena Semi! O să mai adaug singură un detaliu! Iar eu m-am descurcat bine fără zâne! Iubesc liliecii! Nu sunt niciodată prea mulți! Așa cum nu sunt niciodată prea multe curcubeie, nu-i așa? Scuze! Ok, acum hai să vedem de ce sunt în stare markerele astea uriașe! Știți, putem face markerele astea și mai grăzave? Ala, bala, ceva nu a mers bine. Hei, vino aici! Ai mari probleme, domnule! Ok, dragilor, eu nu am vrut să... O să repar totul! O să te lipim ca să nu mai intervii! Haide! Nici mie nu-mi place când se întâmplă asta! Haide! Cine e liber! Auzi, hai să facem o bandă adezivă uriașă! Hai! Dar trebuie să fie în stilul lui Wednesday! Decupăm forma dorită din carton! Lipim din ambele părți! Aha! Auci! Ăsta pare un gard în jurul unui cimitir! Siu, avem nevoie de încă o piesă ca asta! Hei, de când ești tu șefa? De ce n-aș fi? Și încă mai am câteva chestii de vopsit! Fac eu asta! Știi că de multe îmi place să vopsesc! Semi! Cât timp cei doi Sam se ceartă, mie mi-a venit o idee! Chiar dacă proiectul ăsta trebuie să fie înspăimântător, nu înseamnă că nu poate să fie colorat! Nu e rău, deși încă aș vrea să adaug asta! Nici nu pot să-mi închipui mărimea păianjenului care a făcut-o așa mare! Și suntem la linia de sosire! Ne-a rămas doar să punem toate piesele la un loc! Basta să găsiți o bandă adezivă atât de mare!
Nu avem nevoie! Hai să înlocuim cu folie cu bule! O fixăm cu bandă dublă adezivă! Și iată și ultima piesă! Cool! Și relaxant! Nu mai sunt bule aici! Hai să scăpăm de ea! Am uitat ce proiect în stilul lui Enid voiam să fac în continuare! Oh, tu! Nu puteai să scrii asta pe notițe adezive? Ei, desigur! Și sunt așa colorate! Hai să le facem totuși mult mai mari! Riglă? Crion? Hai să tăiem foile de hârtie gumată în mai multe fâșii identice! Hei, cine a dezmembrat curcubeul? Acum vom așeza aceste piese în grămezi îngrijite. Grozav! Iar acum, cu un baton de lipici, le vom lipi una de cealaltă astfel. Hei, unde te duci, Rozaliule? Avem nevoie de astea pentru proiect! Oh, iată! Un memento pentru voi, prieteni! Luăm o bucată mare de plastic transparent. 1, 2, 3, 4, 5. Și notițele adezive uriașe sunt gata. Iac! E ca și cum cineva a vomitat un curcubeu. Măcar sunt ușor de remarcat. Da? Hai să vedem! Foarte amuzant, Sam! Prieten, ne întoarcem imediat. Oh, e grozav! Hai să vedem! Dacă facem așa, atunci... Ce-ai făcut? Ți-am făcut o farsă, Suzy! Tu și farsele tale! Haide, surioară! E doar goașă! Se spală ușor! Serios? Atunci hai să te murdărim și pe tine! Ai folosit toată vopseaua? Haide! Atunci o să-mi fac propria goașă, iar tu o să mă rogi să o împart cu tine. Turnăm niște lipici transparent într-un bol cu amidon de porumb și apoi punem culoare. Amestecăm bine totul până obținem o masă slimoasă. Ce chestie cool! Foarte bine, Suzy! Ok, un Sam primește iertarea mea. Ei bine, atunci eu te ajut la meșterit. Spune-mi ce să fac în continuare. Trebuie să amestecăm gelul de spălare cu masa noastră și să o frământăm ca pe aluat. Ce-mi place! Acum punem slime-ul aici. Mersi, Samantha! Închidem bine capacul ca să nu se usuce. Ei bine, seamănă cu goașele. Ei, dar unde sunt celelalte culori? Boom! Vom face ambalajul dintr-o bucată mare de hârtie colorată cu o bază groasă și fixăm cu bandă dublă adezivă. Destul de banal, totuși. Uite ce am eu, Sue! O etichetă ca să ne împăcăm! Ei bine, nu mai sunt supărate din cauza farsei, deci facem pace. Nu am putea nici dacă am vrea. Deci, Sue, mă lași să mă joc cu astea? Alege culoare. Deci, avem 3 proiecte în stilul Enid și doar 2 în stilul Wednesday. Așa e. Trebuie să mai facem încă unul. Și știu deja ce? Un pix cu o surpriză dulce. Sam, fă un cont din tubul ăla, te rog. Dorința ta e poruncă pentru mine. Aveți grijă la degete, oameni buni. Grăzav! Acum vom lipi creionul negru înăuntru și acoperim totul cu carton lucios. Sfinte fursecuri! Arată ca vârful unui pix! Bingo! Dar o să aibă un secret, de aceea are recipientul ăsta. Să închidem îmbinarea cu un element decorativ. Și iată și celălalt capăt al pixului. Are și el nevoie de decorațiuni. Lasă-mă pe mine, surioară! Să-i dăm drumul! E mai degrabă stilul lui Enid. Wow, în sfârșit! Ce cool e, Sam! Mai trebuie să adaug doar asta. Acum o să te mănânc. Nu acum, Sammy. Asta e caracteristica principală a pixului. Hop! Și strângem bine. Uitor! Iubesc bomboanele înspăimântătoare. Și eu le iubesc. Ok, poftim. Deci, e totul corect acum? 3 proiecte curcubeu și 3 negre! Ce proiecte v-au plăcut cel mai mult? Dați un like pentru stilul lui Wednesday! Și abonați-vă pentru stilul lui Enid! Mulțumim că ne-ați urmărit! Da! Ne vedem curând! Pa, pa! Deci, a fost așa! Am mers acolo și era gen... Iar apoi am mers pe cealaltă parte, dar acolo era accesul interzis! Însă ea tot a intrat! Apoi el a păcălit-o! Iar ea credea că s-a terminat! Frate! Oribil! Dar apoi a venit ea și a salvat-o! Deci până la urmă a fost cu final fericit! Chiar dacă am văzut serialul, eu tot nu am înțeles nimic! Și ce n-ai înțeles mai exact? Am povestit totul așa cum s-a întâmplat! De ce nu facem noi o carte super cool bazată pe serialul Wednesday pentru a evita înțelegerile? Îmi place mult ideea asta! Hai să o facem!
Bună tuturor! Eu și Sam am făcut un pariu pe cine va spune povestea lui Wednesday cel mai bine. Iar acum e rândul meu! Prieteni, susțineți-mă cu un like! Wednesday-a noastră ajunge la Nevermore și își întâlnește colega de cameră, care e vârcolac. Ambele trebuie să se conformeze codului vestimentar din Nevermore, dar asta e o provocare. Enid iubește culorile aprinse, în mod deosebit rozul, dar toți cei din Nevermore trebuie să poartă o uniformă albastră. Din fericire, doar în timpul orelor. Așadar, pentru alte evenimente, precum petreceri și plimbări, Enid poartă întotdeauna roz. Oh, iată o altă excepție! Cupa Edgar Allan Poe! Chiar și Enid a fost îmbrăcată în negru acolo și a purtat o pereche de urechi de pisică. Apoi s-a întors fericită în camera ei și s-a schimbat într-o cămașă de noapte confortabilă. Oh, ce drăguți! Însă, pe de altă parte, Wednesday a rămas fidelă din prima zi stilului ei întunecat. Totul vine din familie. Membrii familiei Adams tot seamănă între ei. Nu recunosc nicio altă culoare când vine vorba de modă. Din fericire, există evenimente la Nevermore unde negrul se potrivește perfect. Ca atunci când Wednesday a devenit parte din echipa pisicilor negre. Sau atunci când a mers la bal. Da, rochia ei a fost tot neagră, nu albă. Cel mai important lucru aici e să găsim o coafiură care să se potrivească perfect. Ei bine, lui Enid nu i-a plăcut acea alegere, dar ea e cea drăguță, așa că nu a spus nimic. Dar dacă designerul nostru de modă, Sam, ar veni într-o zi la Nevermore, nu aș fi surprinsă dacă toată lumea și-ar schimba ținutele cu unele roz aprins, chiar și mână. Lui Wednesday nu i-a plăcut să studieze la școală, dar a fost fericită la Cupa Poe. Au fost mulți competitori, dar cu siguranță cele mai dure au fost Bianca și Yoko. Spectacolul preferat și cel mai așteptat la școala monștrilor a fost cursa cu bărci. Pregătirile au fost febrile, toți cei din școală au venit să-și susțină preferații. Deci fetele s-au prezentat la start împreună cu echipamentul lor. Ele trebuie să traverseze lacul, să ia steagul și să-l aducă judecătorilor. Cursa a început! Concurenții au pornit! Să le urăm baftă! Enid și Wednesday au câștigat! Enid e foarte fericită! Chiar și Wednesday se alătură festivităților! Wednesday nu e o persoană foarte emoțională, spre deosebire de Enid sau de Sammy al nostru! Ceremonia de premiere va avea loc într-un cadru festiv la bal. Se numește Raven Dance. Wednesday a mers acolo cu Tyler. Oare se găsește cineva care să o învingă la dans sau la întrecerea cu barca? Ei bine, cred că e imposibil. Wednesday se pricepe prea bine la toate. După competiție și bal, e atât de drăguț să vii acasă de sărbători. Deși sunt înfricoșători, membrii familiei Adams se iubesc foarte mult. Fiecare dintre ei are un rol în familie, hai să spunem că își împart responsabilitățile. Lurch e șoferul personal, deși a fost o provocare să găsească o mașină, pentru că e prea înalt. Mână se integrează cu ușurință oriunde. El e ajutorul de nădejde al familiei Adams. Gomez e capul familiei și face întotdeauna ce vrea Morticia. Și mai e Pugsley, dar nimeni nu trebuie să-l jignească vreodată, cu excepția lui Wednesday. Și Gomez și Morticia au studiat la Nevermore. Și cel mai le-a plăcut să se joace de vața ascunselea. Vă puteți imagina ce s-ar întâmpla dacă toată familia Adams s-ar reuni la Nevermore? Oricum, Wednesday merge înapoi și intră imediat într-un ordin secret. Oh, nu v-am spus nimic despre ordin! Doar câțiva oameni știu despre el. Toate secretele lui sunt scrise în această carte magică. Iar eu îmi voi scrie secretele de la Sam aici. Nu o să-i spuneți nimic, nu-i așa? Să o ascundem ca el să nu afle nimic. Ce chestie! Nu-i ajutorul lui Wednesday, dar e un obiect! Iubesc jucăriile antistres! O strângi în mână câteva minute și te simți mai bine! Ok, m-am lăsat distrasă puțin. Hai să ne întoarcem la povestea noastră. Despre ce vorbeam? Oh, da! Wednesday s-a afundat din nou în viața de la școală.
Enid și Wednesday, foarte diferite la început, au început să formeze o legătură. Sigur, Wednesday nu ar recunoaște asta, însă a început să o placă pe Enid. În cele din urmă, au devenit cele mai bune prietene. Toți cei din școală erau ca piesele unui puzzle. Cred că asta urmărea de fapt directoarea. De la zi la zi, puterile magice creșteau în interiorul elevilor. În final, ei au decis să le unească, iar astfel au putut să întoarcă cumva în timp în ziua în care a început totul. Uite, ne-am întors în prima zi! Enid și Wednesday sunt împreună, dar acum nu sunt rivale, ci aliate. Deci, da, totul s-a terminat destul de bine. Oh, apropo, unde-i semnalul nostru? E timpul să-l găsim! Iată-mă! Și am un truc surpriză pentru tine! 1, 2, 3! Uite! Sfinte parmezan! Simi, ai făcut cartea plată? Ce-a mai rămas în ea? Fiu! Măcar Enid și Wednesday sunt aici! E timpul să-și ocupe locurile pe copertă! Haideți, fetelor! Fiu! Enid și Wednesday sunt deja la locul lor! Lipsește doar un singur lucru! Stai puțin! Și gata! Ei bine, desigur, trebuia să arăți că asta e cartea ta și ce vom avea pe partea cealaltă. O, da, iată-l pe Sam al nostru din nou. Grozav, fetelor, așteptați puțin și vă vom introduce în carte. Sam, super constructorul și designerul, știe ce să... Auci! Oh, wow, ai deja designul? Bine lucrat! Acum o să-l lipesc, iar apoi vom merge înăuntru. Oh, uite, Wednesday deja a decorat singura jumătatea ei de cameră. Hei, atunci eu mă voi ocupa de mobilierul din jumătatea de camera lui Enid. Mă bucur așa tare să te văd, Wednesday. Tu ne vei ajuta. Dacă lucrăm împreună, o să fie totul mult mai rapid. Sammy, nu te super, nu-i așa? Cel mai important este ca voi să mă întrebați ce și cum să faceți. Nicio problemă, vom face totul sub stricta ta supraveghere. Grozav! Atunci hai să începem treaba. Ce veți face tu și Wednesday? Alegeți! Hei, nu mă împinge! O să mă ocup eu de tot acum! Arată-mi ce e în mâna asta! Oh, păr! Asta înseamnă că tu și Wednesday vă veți ocupa de peruci! O să vedem cine are cele mai bune idei aici! Între timp, cât ei sunt ocupați, eu voi pregăti ținutele! Iar perucile pentru Enid sunt gata! Hei, și Wednesday are niște coafiuri! Amândoi v-ați descurcat grozav! Acum e rândul meu! O să pun totul la locul potrivit! Aha! Iar asta merge aici! Grăbiți-vă, perucilor! Terminăm curând cu aceste pagini! Ei bine, e toată lumea aici? Atunci hai să mergem mai departe! Pot să încerci, însă nu mă vei învinge! Opriți-vă, opriți-vă, opriți-vă! M-am gândit la ceva și mai tare! Vă amintiți cursa cu bărci? Cine va participa de data asta? Bărcile sunt aici, dar până acum nu sunt participanți. Știu! O să-i aduc pe cei din echipa mea! Alege pe cine vrei tu! Echipa mea va câștiga! Așteptați acum! Mai bine concurați pe terenul propriu-zis! Iată linia de start! Hei, dă-mi ăla! Eu să încep! Și uite așa a zburat zarul! Deci, ce avem în continuare? Hei, pot să fac și eu niște chestii! Uite! Oh, mersi! Astea sunt niște jetoane frumoase! Da, 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 da. Poți face și asta! Oh, îmi place așa mult să meșteresc când sunteți amândoi implicați! Vreți să vă arăt un truc? Hop! Și toată familia e împreună! O să-ți arăt și eu ceva! Gata! Cum ți se pare? Wow, foarte bine, Sammy! E timpul să mergem mai departe! Aici vom lipi figurinele lui Wednesday și ale lui mână. Ei vor ascunde... Să bată tobele! Stai să văd ce vor ascunde! Și iată! Caietul! Lasă-mă să verific! Poate eu voi găsi ceva interesant! Ești liber să faci asta! Sunt multe lucruri utile în geanta aia! Aha!
Uite ce-am găsit! Păpuși antistres! Oh, așa e! Uite-o! Iubesc păpușile astea! Avem următoarele pagini pregătite! Unde sunt? Știu eu unde sunt! M-am ocupat de niște lucruri și le-am pregătit! Oh, ce drăguț din partea ta! Iar eu am pregătit paginile colorate! Hei! Nu pot rezista când Siu și eu meșterim! Iar tu ai început deja să colorezi! Cool! Între timp vom avea încă niște pagini! Trebuie să-mi arăt urgent talentele aici! Deasupra e un loc pentru inimi! Semi, ai văzut puzzle-ul? Da, am pus totul la un loc într-un plic frumos! Grozav! Și am terminat cartea noastră cu activități! Ei bine, aproape! Mai trebuie doar să lipim coperta! Enid și Wednesday ne așteaptă deja acolo! Semi, cheamă jucăriile! Hai să le spunem povestea! Te rog, te rog! Semi, așteptăm cu toții povestea! Da, da! O secundă, vă rog! Doamnelor și domnilor, lăsați-mă să vă spun ceva incredibil! Odată, cea mai drăguță fată a intrat în Nevermore, o școală plină de monștri! Înfricoșător, nu-i așa? A trebuit să depășească provocări dificile când ea... Hei, ce faci tu aici? Trebuie să stai în spatele cortinei! Incredibil și chiar în spatele meu! Finalul poveștii a fost grozav! Dați-ne un like și abonați-vă la canalul nostru! Pa, pa! Ah, în sfârșit a venit vacanța! Am și uitat! Ha? Ce e sunetul ăsta? De unde vine sunetul ăsta? Aici erați? Ha, sunt așa plectisită! Da, nu am nicio idee distractivă! Ce se întâmplă? În sfârșit, ceva interesant! I-am găsit în tufișuri singuri! Acești bebeluși sunt fără de post! Trebuie să-i ajutăm! Priviți ce drăgălași sunt! Sigur că da! Am deja câteva șabloane care vor deveni niște case minunate pentru acești bebeluși din hârtie! Trebuie doar să le colorăm! Camera micuței Buburuse va fi cea mai frumoasă! Pun pariu! Pentru că va fi făcută de cea mai cool mătușă, Samantha! Ce? Nici gând! Voi face cea mai grozavă cameră pentru micuța Peach! Hei, hei, mai ușor! Nu fața fetițelor! Ups, scuze! Bine ați venit la bătălia designerilor! Azi vom crea camere pentru aceste fetițe drăguțe din hârtie! Deci, doamnelor, sunteți gata? Siu? Sigur că sunt! Samantha? M-am născut pregătită! Atunci să începem! Susan a ales culoarea roz. Foarte interesant! Pot să mă uit mai de-aproape? Semi, ai putea, te rog? Ups! Vopsirea arbitrului e împotriva regulilor! Cartonaș galben! Oh, îmi pare atât de rău! Nu am vrut! Bine! Și așa? Sper că ești sigură de această alegere de culori! Fiu, ce greu e! Dar le-am luat cu o reducere mare! Toate astea vă vor ajuta să mobilați camerele! Grozav! Am găsit deja ceva interesant! Cred că scutecul cuiva trebuie schimbat! Ce a vrut să spună prin ești sigură de această alegere de culori? Fac ceva greșit? Nu pot să pierd! Vă rog, nu mai plângeți! Sau curând voi începe să plâng și eu! Asta e șansa mea! Astfel, Siu nu mă va învinge niciodată! Bine, ce altceva? Oh, nu! Cum ar trebui să lucrez cu astea? Oh, ce e asta? Wow, mersi! Ce? Hei, arbitrule, Siu trișează! Eu? Niciodată! Trișatul nu e permis! Al doilea cartonaș galben! Hei, nu e corect! Nu te certa cu arbitrul! Vrei să mergi în zona de pedeapsă? Salut!
E așa distractiv aici! Veniți alături de mine! Eu nu! Poate altă dată! Strălucești, micuța stea! Scuzați-mă! Upsi! Și ne-am întors la competiție! Cum merge până acum? Totul merge foarte bine! Nu sunt sigură de Samantha, totuși! Serios? Atunci privește-mă! Aha, bine, am înțeles! Altceva? Nu? Ok! Deci, bebelușii, adică capitanii echipelor noastre, au cereri speciale de design! Priviți aici! Au gusturi bune! Nu mai spune! Chiar îmi plac astea! Se pare că am uitat ceva! Știu! Cu asta, camera mea sigur va fi cea mai bună și mai cool din întreaga lume! O, nu! Ce este? Lut? Ce idee grozavă! Dar nu poate câștiga ea! În regulă! Hei! Haide! Unde-mi sunt firele? Acum, care proiect va arăta mai bine? Ha? În regulă! Jocul s-a terminat pentru tine! Ești pedepsită! Du-te la închisoare! Acum! Dar nu ai înțeles, Sam! Eu doar... Am spus chiar acum! Oh, nu! Hei, cum ai ajuns aici? Eu am înlocuit o buburuză cu un răhățel din lut. Și tu? Am luat o bomboană de la un copil! Ce oribil! Trebuie să ies! Mersi, buburuză! Asta mă va ajuta! Minunat! Uite, scumpo, îți place? Bravo, echipa Buburuza! Ce s-a întâmplat înălțimea voastră? Ce? Să-i dau drumul? Dar asta e împotriva regulilor! Oh, nu! Ups, bine, bine, o las să iasă, dar nu te supăra! Bine, Susan, am răzgândit! Ești liberă să pleci acum! Ura! Să trecem la treabă! Deci, unde eram? Nici o pedeapsă nu mă poate opri din meșterit! Minunat! Și trecem la a doua etapă a bătăliei noastre! Micuța Peach are nevoie de spațiu pentru a schimba hainele. Lumină, bifat! Ceas, bifat! Ce altceva? Sunt atât de surprins, Samantha! Cum poți fi atât de neglijentă? Ai uitat esențialul! Scuze, Sam, eu sunt doar o mătușă în timp ce tu ești un tată adevărat! Ha? Nu, nu, doar că... sunt atât de drăguțe! Sfinte parmezan, ați auzit? Mi-a spus că sunt tată! Ce drăguț! Întotdeauna te-ai descurcat bine cu copiii, să știi? Dar Sam a găsit bebelușii singuri, fără alte lucruri personale. Așa este. Ce facem? Cred că asta nu poate însemna decât un singur lucru. E timpul să desenăm! Mânecaia nu arată bine! Un moment, te rog! Oh, nu! Ce tot faci? Pune arbitrul înapoi! Vrei să iei și tu o pedeapsă? Oh, scuze, Sammy, cred că te-am confundat cu o gumă de șters. Oh, prințesa noastră știe exact de ce are nevoie. Se pare că și buburuza știe asta. Grăbiți-vă, competiția e aproape de final. Trebuie să anunțăm câștigătoarea, știți? Iu, ce viteză! În sfârșit! Nu poți fi mai înceată! Am terminat asta acum câteva ore! Sfinte plăcinte! A fost o farsă bună! Bate palma, Sam, din hârtie! Oh, termină! Văd că cineva e foarte serios în privința victoriei! Da, sunt! Și ultimele detalii.
Ține-o tot așa, Samantha. Arta necesită timp, să știi. Așa că ia-o mai încet, surioară. Ce tot faci? O, micuță, ia de aici. Nu, oprește-te. Concurenți, timpul a expirat. Arătați proiectele. Pentru a anunța rezultatele, am nevoie să știu părerea juriului vostru. Ce părere aveți? S-au mișcat rapid. Să vedem. Și câștigătorul bătăliei designerilor este Prietenia! Yay! Am câștigat amândouă! Ui! Sunt așa fericită! Și s-a terminat! Episodul nostru epic cu bătălia designerilor a ajuns la ultima și cea mai tare etapă! Dimineața, lume! Oh. Hei, prințesă Peach! Ți-e foame? Te voi hrăni acum! Stai să-ți încălzesc biberonul! Oh, cred că s-a trezit și celălalt copil! Hei, tu! Trezește-te și strălucește! Așteptați un minut până-i gata mâncarea! Auci! Fierbinte! Ups! Scuze! Și e timpul pentru micul dejun! Acum hai să-i schimbăm scutecul! Hei, stai! Ce-i asta? Încetează, domnișoară! Acum, la celălalt copil! Bietul de mine! Wow! Cum ai ajuns acolo? Poftim! Ești ca nouă! Fiu, ce urmează? Bine, cu ce ne îmbrăcăm azi? Cred că asta e bună! Ce este? Vrei o altă ținută? Hai să o încercăm pe asta! Oh, arăți minunat! Vrei să porți pălăria asta? Bine! Bună alegere! Vei fi un mare designer! Sunt atât de obosit! Acum, încă o îmbrăcare! Oh, da! Și aici avem acest costum roz drăguț! Ce este? Ce? Poartă altceva dacă nu-ți place! Bebelușii ăștia! În regulă! Să vedem cum va arăta asta pe tine! Ești atât de drăguță! Blin! Uită-te la jucăria asta! Doar nu plânge! Ajutați-mă! E prea mult! Sunt atât de obosit! Ce? Vreți să mă calmez? Oh, mulțumesc, drăguțelor! Nu-i așa că-i drăguț? Prieteni, mulțumim că sunteți alături de noi azi! Nu uitați să ne dați un like! Trimite acest clip prietenilor tăi și abonează-te la canalul nostru! Pa, tuturor! Spuneți la revedere, copii! Bye-bye! Bye-bye! Pa, tuturor! Ne vedem în următorul clip! Bună ziua, elevi! Bună ziua, domnule Merlin! Ce mai faceți? Bună ziua, domnule Merlin! Cine e pregătit pentru o provocare magică azi? Sunt cu siguranță pregătit grație abordării mele moderne. Crede-mă, nimic nu e mai bun în vrăjitorie decât să folosești metodele clasice. Oh, vă rog să mă scuzați, cred că nu ar fi trebuit să mănânc budinca aia. Voi începeți, iar eu mă voi întoarce repede. Aha, e cartea de vrăja bunicului meu, e cam prăfită. Bine, să vedem. Nu ai nevoie de o carte, Rag. O carte? Pot să mă uit la un tutorial online și pun pariu că voi găsi rețeta mai repede decât tine. Eu nu aș fi atât de sigur de asta. Dă-te de aici sau te voi folosi pentru poțiunea mea. Oh, nu, 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 nu. Exact de asta am nevoie. Să ne apucăm de treabă. Uite-te la asta, Sam. Wow, a fost incredibil, Roger. Mersi. Deci, ăsta e primul ingredient de care am nevoie. Apă. O voi turna în cazanul meu. Așa, cu grijă, uite așa, pe toată! Acum să o facem să fiarbă! 1, 2, 3!
Wow! Se pare că s-a întâmplat ceva magic până la urmă. Ce-a fost asta? Hei! Nu trage cu ochiul, Sammy! În fine! Hei! Unde-i pălăria mea magică? Iată! Mersi! Unde rămăsesem? Ah! Am nevoie de primul ingredient! Pe locuri! Fiți gata? Start! Oh, nu! E pălăria mea preferată! Cum voi sorta elevii de acum încolo? Sam! Nu suntem la Hogwarts! În fine! Unde era? Ah! Aici, în buzunar, am ingredientul numărul 2! Vreți să aflați despre ce e vorba? După cum vedeți, avem nevoie de destul de mult praf de zâne sau de praf de corn de unicorn sau orice ar fi ăsta. Grozav! Acum că am turnat și al doilea ingredient în cazan, să amestecăm totul foarte bine. Să o facem! Amestecăm, amestecăm, amestecăm! 1, 2, 3! Foarte bine! Dar eu am toate pânzele de păianjen aici! Nu! Nu pânza mea! Ce vei face tu acum fără pânză, Rug? Ce? Ce vrei să spui? Nu am nevoie nici măcar de o bucățică din pânza aia de păianjen, Sammy! Asta e o abordare antică a preparării poțiunilor, dar ingredientele mele magice mă vor duce fix la locul potrivit. Deci, cine vrea să vadă cum arată ingredientul numărul 3? Oh, e o stea! Ce drăguț! Cred că tocmai a ieșit din mare! Și te întorci tot în apă! Aha! Acum, hai să amestecăm puțin! Oh, era să uit! Pentru a te asigura că poțiunea ta va ieși grozavă, ar trebui să te abonezi la acest canal! Și iată! Tap, tap, tap! Uimitor! Ador sunetele pe care le scoate! Asta numesc eu noua magie modernă! Da! Bine, bine! Conform rețetei, următorul ingredient de care am nevoie este aurul! Și știu perfect de unde să-l iau! Oh, prețiosul meu! Vino la tata! Niciodată nu-i destul aur! Mai mult! Am nevoie de mai mult! Ups! Haide, haide! Uite așa! Aur pentru o strălucire perfectă! Sună bine! Stai! Sam! Ai aruncat toți banii noștri acolo? Haide! Glumesc, prieteni! Aici am ingredientul numărul 4! Wow! Ce-i asta? Pare a fi o pană de la un fel de pasăre magică! Să o aruncăm în... Și amestecăm totul foarte bine! Frumos! Mă întreb ce ar putea urma! Să vedem! Iar următorul ingredient de pe lista mea este... sună interesant! Cred că l-am văzut pe undeva plină! Dar nu e aici! În regulă! Poate este aici? Nu! Haide, lucrușorule! Chiar vreau să câștig această provocare! Unde te ascunzi? Nimic! Rock, ai văzut? Eu văd totul, Sammy! super! Mulțumesc! Acum, în cazan! Te duci! E timpul să amestecăm! Așa cum spunea bunicul meu, consistența corectă este crucială pentru a obține o poțiune adecvată! Sau vorbea cumva de slime? Oh, sfinte Tibidaba! Ce-i cu mirosul ăsta, Sammy? Ești sigur că o faci cum trebuie? Îți ordon să te oprești! Așa e mai bine! Și trecem la ingredientul numărul 5! Pare foarte interesant! Să vedem ce este! Deci? E un pulgăre de zăpadă sau ceva de genul ăsta? În fine, îl punem chiar aici! Wow! Vedeți asta, oameni buni? Se dizolvă într-un mod ciudat! Minunat! Wow! Cred că voi câștiga! Mai sunt doar două ingrediente! Da! Eu nu aș fi atât de sigur de asta! Yay! Ouch! Îți bați joc de mine, Sammy? Nu mai sabota munca aruncând lucruri în calea mea! Ups! Nu te supăra, Roger! Nu am vrut să fac asta! Este în regulă! Doar fii mai atent data viitoare, bine? Acum am să vă dezvălui secretul acestei punguțe cu numărul 7! Ce-i asta? Oh, wow, ce chestie! Priviți, prieteni, e un diamant! Nu aș vrea să-l irosesc pe poțiune, e atât de drăguț! Dar se pare că nu am de ales dacă vreau să câștig, deci hai să o facem! Fiți atenți, prieteni, poțiunea mea și-a schimbat culoarea! Oh, oh, oh! Ce-i cu acele scântei? Asta e o nebunie! Ce? Lasă-mă să văd, lasă-mă să văd!
Hei, ți-am spus să nu tragi cu ochiul. Uh-oh, bine. În acest caz, nici tu nu ar trebui să tragi cu ochiul aici. Este ingredientul meu secret, prieten. Dacă Roger întreabă, nu știți nimic. Oh, da? Ei bine, sunt aproape de linia de sosire. Ăsta e ultimul meu ingredient, vraja. Aha, se pare că a fost înscrisă pe acest papirus. Să vedem ce scrie. O să citesc. Hocus pocus, abonați-vă! Sfinte plăcinte, Roger, unde ești? Sunt aici, Sammy! M-am transformat într-un cap de floare sau ceva de genul ăsta. Ajută-mă! Cheamă-l pe maestrul Merlin sau mai citește odată vraja aia. Nu-ți face griji. Prieteni, ar trebui să ne dați un like pentru a-l aduce pe Roger înapoi. Vă rog să-l aduceți înapoi, vă rog! Oh, sunt aici și sunt eu însumi din nou! Mulțumesc foarte mult, Sammy! Aha, nu e mare lucru! Uite-ți papirusul! Oh, așa este! Mulțumesc! Eu voi câștiga! În regulă! Iată ingredientul final al poțiunii mele! E timpul să dezvăluim câștigătorul! Oh, deja văd ce se întâmplă! Wow, ceață magică! Asta trebuia să se întâmple? Oh-oh, pot să o opresc cumva? De ce nu pot vedea nimic? Oh, nu! Am făcut totul greșit! Sfinte macarons! Cine e ăsta? Arată atât de cool și așa simpatic! Vino aici, micuțule! Ești atât de pufos și moale! Wow, ce ochi frumoși are! Da, și vrea să devină prietenul tău, Sammy! Serios? E bine, sunt flatat! Priviți-l, prieteni! Nu e așa că e cel mai simpatic? Oh. Bine, e timpul să vedem ce voi obține eu din poțiunea mea! Da, așa e! Arată bine! Fierbe, cazanule, fierbe! Așteaptă! Nu așa de tare! Sammy, oprește-te! Suntem speriați! Sam, ți-am spus să nu folosești rețete antice. Deci, cum merge treaba aici? Wow, oh, pe barba lui Merlin, cine a făcut asta? Îmi pare rău, a fost eu. Cred că nu sunt atât de bun la poțiuni decât credeam. Bineînțeles că nu ești. Și acest micuț prieten este de acord cu mine. Și tu ai fi obținut același prieten blănos dacă ai fi folosit magia modernă, așa cum am făcut eu. Ce aud, Roger? Noi nu vorbim așa. Îmi pare rău, înălțimea voastră magică. Nu e nimic magic când ați intimidat cei mai buni prieteni. Abilitățile tale magice sunt bune, dar abilitățile interumane nu prea. Acum, să vedem ce s-a întâmplat aici. Ah, Sammy, ai citit rețeta de jos în sus, dar nu te supăra. Mie mi se întâmplă tot timpul. Doar fii mai atent, bine? Serios? Prieteni, și voi ar trebui să fiți mereu atenți când citiți lucruri. Pa, pa!